Echipa de basket fete a CSM Ploiești a reușit să transforme bronzul sezonului trecut de la Under-18 în aur de Under-19, după ce s-a impus de o manieră categorică într-un campionat care a însemnat 10 victorii în sezonul regulat, întins pe durata a 4 turnee și alte două succese clare la turneul final din weekend de la Târgoviște. Basketbalistele pregătite de Loredana Munteanu, Corina Savu și Robert Munteanu și-au respectat statutul de favorite și au câștigat fără probleme și cele două partide susținute în semifinala cu CSU Politehnica Timișoara și în finala cu Sportul Studențesc București. Trei dintre sportivele CSM Ploiești au intrat și în posesia unor premii individuale oferite conform tradiției cu prilejul turneului final. Astfel, Ioana Savu a fost declarată MVP al competiției, cea mai bună marcatoare cu 37 de puncte în două partide și a fost inclusă în Best 5 al turneului. Carina Munteanu a fost cea mai bună pasatoare cu 9 asisturi în două jocuri, fiind și ea văzută în cel mai bun 5 al competiției, iar Zane a fost apreciată ca fiind cea mai de perspectivă jucătoare.